Da, ideea stă în felul următor. De vreo lună de zile lumea îmi trimite mesaje pe Instagram legat de un studio de videochat. Inițial am crezut că îmi trimit mesaje ca să mă duc la studio ăsta de videochat, ceea ce era puțin dubios. Și că apar reclame pe YouTube la videochat și sincer nu mă mai miră nimic. În trecut intra o reclamă la ceva spray pentru WC. Înainte să te duci la WC, dai cu spray de la ca să miroasă frumos în timp ce te... Dar, din fericire, de când cu YouTube Premium am scăpat de orice fel de reclamă. În schimb, de curiozitate și ca să mă lămuresc dacă într-adevăr e adevărată chestia asta cum că apare reclame la videochat pe YouTube, am căutat, le-am căutat pe ele pe reclame. Și da, unul e adevărat și doi încep să cred că YouTube Premium pentru mine este un dezavantaj. Mult prea multe reclame idiote de care poți să faci mișto. Iar astea de la videochat, ho-ho, prietene, e o mină de aur ce se întâmplă acolo. Zici că e teleshopping, nu reclamă la videochat. Teleshopping la videochat. N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? Stop! Zici că e Cosmin apăsărind după 2 ani în vaz lui. N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? Stop! N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? Zi, fă să moră familia mea, află secretul sau nu? Ce te uiți așa? Fă tu o știi pe Cristina, vrei să o sun să te bată? Te-ai întrebat vreodată de unde atâtea vacanțe exotice? Mașini scumpe, genți de firmă și operații estetice pe conturile de Instagram ale fetelor pe care le admiri? Te-ai întrebat vreodată de ce spray-ul de gândaci nu omoară gândacii? Fii fără grijă, îți prezint noul spray de gândaci care într-adevăr de data asta omoară gândacii, dar nu l-am acum la mine. Fix așa a sunat și partea asta. Vrei să faci și tu bani mulți, repede și fără să te stresezi prea tare? Îți spun eu de unde atâtea accesorii fashion de firmă. Aproape toate fac videochat. Deci ăsta cred că a fost cel mai fail făcut cu ochiul pe care l-am văzut în viața mea. Prietene, zici că și-a închis fața, nu ochiul. Mă gândesc că apărea acolo în scenariu, știi, că trebuie să facă cu ochiul. Bine, asta cred că le-a zis la început. Bă, să moră familia mea, dar eu nu știu să fac cu ochiul. Păi da, doamnă, da, știți, trebuie să respectăm scenariu. Bă, vrei să te bat? Ai auzit de Cristina, vrei să o sun să te bat, adevărat. Dar, doamnă, vă plătim dublu. Zi-mă și... Cele mai mari câștiguri pentru modele, de la 4.200 de lei pe lună, garantați, la 25.000 de lei pe lună și... chiar mai mult. Plăți săptămânale pe cardul tău personal. Cât câștigi, atât primești, direct din partea site-ului, în fiecare vineri. Oșilor, nu știu cum să vă zic, dar eu cred că mă las de YouTube. Pare că am mai multe avantaje aici decât aici. Vorba aia, să interacționez cu camera, deja știu, nu știu cât o să-mi placă să-mi bag morcovi în cur, dar la banii ăia, până la urmă, oricum, statul ne fute pe toți, așa că... Program flexibil la alegerea ta. Să înțeleg că de aici vin și toate tipele de pe Instagram care se flexează, nu? Cu diferite chestii, pentru că au un program flexibil. Da, nu a fost chiar așa bună gluma asta. Sună mai bine în capul meu. Sună acum la 031-433-5252. Partea asta ar suna mult mai amuzant dacă am adăugat ceva de la teleshopping peste. Sună acum la 031-433-5252. Dacă veți suna chiar acum, vă vom oferi o reducere specială. Nu mai așteptați. Comandați chiar acum. Bună, fetelor, sunt Adriana, am 21 de ani și sunt născută în Ploiești. Încă de când am terminat liceul, am gândit că pot face acest job, având în vedere că se câștigă destul de bine. În liceu nu eram tipa aia vorbăreață care să se înțeleagă cu toate persoanele. Deci, fetelor, dacă și voi sunteți mai retrase, cam ăsta e viitorul vostru. Acum n-am ce să vă fac dacă sunteți retrase. Momentul în care m-am decis să fac videochat a fost imediat după terminarea liceului, pentru că nu mă vedeam făcând alt job. Asta înseamnă pasiune adevărată. De când eram mică, de la vârsta de 5-6 ani, veneau rudele la mine și mă întrebau: Adriana, mamă, tu ce vrei să te faci când o să devii mare? Vreau să fac videochat, uhuu! Deși acum nu judec, să nu se înțeleagă greșit, am avut colege care încă se țin de videochat. Atât timp cât îți asumi,
N-am o problemă cu asta. Banii aia pe care îi faci la videochat, într-adevăr, pe la 21 de ani e destul de greu să îi faci în altă parte. Sau, mă rog, poți să-i faci și pe YouTube, că și pe YouTube poți să faci videochat. V-aș da câteva exemple, dar de data asta mă abțin. Iar acum putem urmări teleshopping la videochat din nou. Vrei să faci videochat, dar crezi că nu vei avea succes? Ți-e teamă că nu vei avea trafic și te vei plictisi în cameră? Vrei să scapi pentru totdeauna de problema banilor? Eu când v-am zis, dar mai tare decât atât, nu știu câți dintre voi acum ați auzit de Vogue, deși mă îndoiesc că sunt foarte mulți, pentru că au și un canal de YouTube cu aproape 6 milioane de abonați, în care trimit un nene la vedete acasă să le pună 73 de întrebări. Hey Margo! Hi! I'm so excited to be here at this beautiful cottage asking you 73 questions. Yeah, of course. Come on in. Thank you. Iar ăștia la video chat ce au zis? Ce mă nu faci și nu-i la fel? Bună Miruna, ce faci? Hey, bună, uite, te așteptam. How do you practice accents? I find real life people on YouTube and then I just kind of mimic them. Huh. Când s-a făcut mutarea de la studio de apartament la clădirea în care ne aflăm acum? În decembrie 2016. What is your favorite cuisine to cook? I am not a good cook, but I can do a cheese board. Okay. A fost totul roz de la început? Nu, bineînțeles. Staful a avut parte de multe nopți nedormite. Nimic asemănător sau ceva? Repet, nu am o problemă cu oamenii care fac video chat, ba chiar mă doare în cot. Dar modul ăsta business, așa cumva, de a aborda toată situația asta, de a aborda reclamele astea, e pur și simplu wow. Pur și simplu nu e operație pe creier ce fac oamenii ăștia acolo. Nu înțeleg de unde toată chestia asta așa de profi, de business. Când de fapt ce fac oamenii acolo e o labă în mare parte, la propriu. Plus că de ce ai avea nevoie de un studiu, ai avea nevoie de ei ca să te ajute cu chestia asta. Dacă într-adevăr arăți cât de cât bine și vrei să faci chestia asta și ai un calculator, o să o faci de acasă, mă gândesc. O să crești mai greu la început, dar o să crești mai puțini oameni, mai mulți oameni, acum depinde de tine. Iar următoarea reclamă, deși mult spus reclamă, zici că, nu știu, e următorul thriller din Hunger Games și muzica pare că e scoasă din Star Wars sau ceva. Deci faza asta mi se pare că aduce mai multă disperare cumva, la modul dacă nici de o ciocolată nu ai bani, e clar că faci ceva neregulă cu viața ta. Și dacă vrei să ai bani de o ciocolată, singura metodă prin care poți să faci chestia asta e să te apuci de video chat. Joacă-te cu fricile altora. Stăpânește arta de a-ți controla viitorul. Dorește-ți mai mult. Mi-a plăcut mult strângerea asta de mână. Au dat mâna înainte să se apuce de video chat, că după ce începe treaba, nu ar să mai dea mâna, nu știu, mă gândesc. Deci jur că scena asta mi-aduce aminte de o scenă din X-Men în care Xavier caută mutanți cu ajutorul lui Cerebro. Deci, fetelor, dacă vreți un upgrade, știți unde să mergeți acum. În rest, cam atât. O să închei aici. Ca o concluzie, din partea mea fiecare să facă ce vrea, atât timp cât îți asumi că faci chestia asta și nu dai în cap, sau, mă rog, tu nu, dar ăia care se uită la tine s-ar putea să-și dea în cap. Până la urmă, Doamne ajută, nu? Ne auzim data viitoare. Nu uita să dai un subscribe și să prinzi notificările ca să ne flexăm împreună la timp, să mă urmărești pe Instagram, andrei.cosmin, nu? Și noi ne auzim data viitoare. N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? Stop!
N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? Zi, fă să moră familia mea, află secretul sau nu? Ce te uiți așa? Fă tu o știi pe Cristina, vrei să o sun să te bată?